Salutare tuturor și bine am găsit la un episod de Case Opening. Astăzi suntem pe site-ul Drake Moon. Dacă vreți și voi să vă jucați pe acest site, aveți primul link în descriere unde puteți intra și dați click acolo și vă bag automat pe site. Și da, practic site-ul ăsta e un site de deschis cutii pe mai bun decât CSGO. Gen, mai bine deschideți cutia aici decât pe CSGO pentru că avem cease mult, mult mai mari. Dacă vreți să depozitați bani pe site, mergeți la depozit, PayPal, Visa sau skin depozit și vă băgați skinurile voastre. Site-ul este 100% legit și vi-l recomand foarte, foarte mult. Deci aveți primul link în descriere, intrați acolo și vă băgați bani să jucați pe site. Bun. Deci avem cutiile astea și puteți să vă creați și voi cutiile voastre înainte ca acest episod să înceapă. Și apreciez dacă ați apăsat pe butonul ăla de like. Bun. Să începem. Bun, hai să vedem. Cu ce începem? Avem 333 de euro. Hai să începem cu o cutie. Ia să vedem cu ce cutie începem. Să începem cu un Drake de 10 dolari, frumos. Să începem în forță, open this case. Bun, am început. Haide. Un Glock Water Elemental. E o... Da, ok, am înțeles. Bun. Hai să mai vedem ce mai deschidem. Avem destul de mulți bani. Hai să deschidem un umbrella de ăsta. Ce pică? Îmi plac notificările. Da, da, da. Bun. Un Karambit Gamma Doppler. Da, da. Nu, nu-mi place cutia asta. Bun. Hai să deschidem niște... De fapt, hai să creăm o cutie, da? Hai să creăm o cutie. Enter case name. Gamios. Poate episodul viitor, dacă îmi creați mai multe cutiuțe pe Drake Moon, o să le deschidem, o să deschidem practic cutiile abonaților. Bun, hai să vedem cum o facem să arate. Te facem așa, cadou ăsta, bun. Add skins to your case. Bun, hai să vedem ce adăugăm. O să vrem un cuțit, da? Hai să ne alegem un cuțit care ne place nouă. Uite, să zicem că ne place Bowie Knife Fade, da? Bun, deci adăugăm Bowie Knife și acum căutăm... item-e. Hai să zicem că mai vrem un AK. Hai să băgăm un Aquamarine Revenge. Mai băgăm un M4. Hai să mai vedem. Și mai băgăm ăsta ieftin acum. Un Atomic Alloy, să zicem, mai ieftin. Un Desert Strike. Un Varicamo. Și ok. Nu, hai să mai băgăm. Hai să mai băgăm. Hai să mai băgăm un USP. Un USP Killconf, nu, un USP Cayman, știi? Pac. Și cam atât. Să fie o cutie destul de... Bun. Deci, hai să băgăm șanse destul de mari la cuțit. 10%, da? Bun. La ăsta băgăm 30. 10. Nu, 10. Nu, 10. 10. 10. 10. Bun. Mai băgăm aici 20. 20. Și mai băgăm la... La ce mai băgăm? Te mai băgăm la asta 15 și la asta 15. Cam cât ar costa? 57. Hai să deschidem pasta de 57. O deschidem odată. Este cutiuța noastră ce am făcut. Open this case. Bun, pac. Ta. M4 Varicamo, bun, sell. Hai să mai încercăm o dată, ultima dată, da, încercăm cutiuța noastră. Hai, te rog eu frumos, te rog, te rog, te rog. Aquamarine Revenge, oh. Da, da, 17, da, super, bun. Mai avem 200 de dolari. Nu avem ce, n-am avut cel mai mare noroc, dar e ok. Hai să vedem ce mai putem cumpăra de aici. Luăm un Pika Knives de ăsta, nu, sincer că avem 70. Hai să vedem... ce mai deschidem? Uite, best community cases. Ia să vedem. De fapt, nu. Hai să mai deschidem de la ăștia. Un Lugiamun. Pac, deschidem un Lugiamun de ăsta. Vedem dacă ne pică frumos sau sal. Ne pică frumos sau sal? Ta, UMP Primal Saber. Da, bun. O să-l vindem pentru că nu avem ce face cu el. Ia să mai vedem ce mai cumpărăm de aici. Umbrella n-am zis că nu vreau. Blood Moon, oh my god. Hai să deschidem ceva, mă, orice. AK-47, hai să deschidem un AK. Vedem ce ne pică la AK. Am înțeles, da. Nouă ne pică, item ieftin, bun. Oh, 2 dolari,
3, aproape. Ok. Ok. Nu mă supăr. Mai deschidem un Batman. Hai să vedem ce pică la Batman. Mamă, dacă mi-ar pica ăsta direct Bahamas. Dar nu, o să pice un Glock Catacombs de ăsta. M4A1 S Basilisk. Chiar mai bine decât mă așteptam. Da, tot costă mai puțin decât cutia. Ok, 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 ok. Bun. Ce mai deschidem? De asta nici n-avem bani, dracu. Se deschide un pica knives ăsta, da. Hai să deschidem best community cases. Vreți? Uite, omgân knife is. E na. Se deschidem pasta, biba, ce pică. What? Mamă, hai să vedem dacă avem noroc la ceva scump. La biba. Marș. Încă o dată, hai. Marș. Nu mai deschid cutia asta în viața mea. Ne mor. Hai mai deschid un Lugiamund ăsta. Hai să mai vedem ce ne pică la Lugiamund. Tot un MP de ăsta, mă. Deci, mă. Hai, mă, ceva bun, mă. Tai. Pe 2000 Fire Elemental. Da. 5 euro, da, am înțeles. Da, îmi place. Bun, ce deschidem? Bă, deci vreau să deschid un cuțit. Nu mă interesează, deschid un cuțit. Oh my god, ce-am făcut? Mare cutie ce-am deschis. Ai, da. M-am dus direct, sar de pe geam, epic win, da. Bă, costă mai mult decât cutia. Să mai deschidem o dată. Ia. Da, ok, gata, am înțeles, direct, direct sell, nu mai vreau să mai văd cuțitul ăla în viața mea. Bun, hai să deschidem un AVP de ăsta. Da, oricum îmi pică Dragon Lore imediat, fii atent. Pit Viper. Mai deschidem o dată. Bă, da, uite că pot să deschid mai multe cutii odată. Ce fraier sunt. Hai să deschidem Drake și să deschidem 3 odată, da? Bun. Oh, un pic de lag. Come on, haide, am încredere. Ta. Bă, Hyper Beast-ul ăsta e bun. Toate costă peste prețul cutiei. Îmi place. Îmi place rău de tot, bun. Ce mai deschidem? Avem 4-6, da? 4-6. Umbrela de asta n-are rost. Cold Fingers, lol. Mânuși. Da, nu pică mânuși. Nici mort nu-mi pică mie mânuși. N-am eu bulanul ăsta. Da. Mie îmi pică M4, Evil Dynamo. Îmi pică mie. Bun. Ce mai deschidem? Vreau ceva mai scump, mă. Zhang Moon. Asta pică, văd că poate să spice cutii dintr-o cutie. M4A4 Desolate Space, e destul de bun. 14, ok. Lăsăm, nu știu, pac, lăsăm un like la băieți, post, yes, pac. Bun. Bă, ce dracu mai am eu bani, mă? Ce n-am deschis până acum și arată interesant. Uite-te la fața lui ăsta, mă, deschidem 3 de ăstea că avem bani. Pică M9 Bayonet Slaughter, da, sigur îmi pică mie, da. Ia uite-le pe astea, mă, da, bun. Da, uite cum se pierzi bani, bun. Deci da, site-ul ăsta e super mișto, chiar vi-l recomand, aveți link în descriere dacă vreți să intrați și voi, să jucați. Bun, știi ce, mai deschid 2 Drake, pac, frumos. Hyper Beast ăsta, pai, stricat. Battle Skip. Bă, uite, ambele costă peste ăsta. Deci da, hai să ne vedem ce am câștigat. Update. Da, super. Trebuie să-mi pun Steam trade urele ăla. Și o să pun acum. Pac, direct, pac. Unde-i? Update. Bun, deci asta am câștigat
practic cele mai ok iteme. Am câștigat ăsta de 17, ar fi, e foarte, foarte mișto. Deci și am câștigat mai scump așa. Bine, am vândut și multe, știi, am vândut cuțitele alea. Dar ce am păstrat, uite, în valoare de 97 de euro, noi am avut 300. Da, e ok, am vândut câteva din iteme, cred că nu trebuia să le vând, să le păstrez. Dar asta e, oricum vă recomand site-ul ăsta dacă vreți să vă încercați și voi norocul. Și vă aștept să-mi faceți cutiuțe, știi, gen le numiți gamios. Și eu vin aici și oh, oh, pac, 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 vin și deschid cutiile voastre. Da, bun, deci să scrieți în comentarii ce părere aveți despre acest site și dacă vreți să deschideți și voi cutii. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să deschideți cutii. Bun, cam asta a fost episod, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!